așteptați puțin, pentru că să știți o chestie. La o doamnă e foarte ușor neplăcut, ca să zic așa, și nu vă dau lecții publice, da, dar mă puneți în situația asta. În momentul în care interveniți absolut peste oricine care vorbește, da, e o chestie lipsită așa, da, de politețe și, domnule, și de ștai. Da, cred că cea mai mare lipsă senator de politețe, da, o aveți dumneavoastră. Ia să vedem, doamna senator. Exact. Aș vorbi și așa ca dumneavoastră. Vorbiți cum considerați. Dacă m-ați invitat, eu doresc să am niște întrebări. Și în momentul în care sunteți într-un dialog public, suntem într-un dialog cu toții. În dialog public trebuie să respectați dialogul. Da, am respectat dialogul, corect, iar dumneavoastră nu este respectat pe noi. Nicio problemă, respectați-mi, este Antena 3, unde oricum se oprește microfonul. Așa. Și oricum de-a lungul anului trecut am avut parte de un abuz psihoemoțional, ca și la sunt celelalte. Sunt convins că se vede că sunt abuzată, să știți. Da, să știți că sunt abuzată psihoemoțional, tocmai de aceea am închis televizoarele, să știți. Psihologic spuneți. Da, psihologic vorbind, da. Domnul scurtă pauză. De la începutul anului este în curs o uriașă operațiune pentru scindarea și discreditarea AUR. Criminalul Francisc Tobă, cel de care noi ne-am dezis și am cerut invalidarea mandatului său de parlamentar când am aflat de atrocitățile pe care le-a comis în timpul Revoluției, sună la reprezentanții noștri din teritoriu și le propune avantaje materiale în schimbul trecerii lor la Partidul Neamul Românesc, condus de fostul PSD-ist Ninel Peia, un individ profund corupt. Aceleași metode se întâmplă asupra parlamentarilor noștri, li se oferă beneficii materiale, intervenții în justiție și alte intervenții și beneficii, inclusiv din partea unor indivizi care pretind a fi agenți sau colaboratori ai serviciilor de informații. Eu nu înțeleg că e tânăr, l-a luat apa, a făcut 10%, cu tare, cu tare. Dar clar, nu mă așteptam ca în acest partid să debuteze cu o golăneală, cu o șolticărie, cu o șmecherie, cu o cipeală. Adică am înțeles, domnul Simion are ceva cu domnul Francis Tobă, spune-mă, dar nu a antrenat tot partidul, nu fă teoria revoluției și pe cale legală încoate. Care cale legală? V-am zis, dacă în rechizitoriul Revoluției, în dosarul Revoluției, prin care e trimis Iliescu și cu Voican Voiculescu, nu există, îl știu pe de rost, nu există, tema Sibiu e trat, dar nu există nimeni de la Sibiu, nu Francis Tobă. Totuși, ca lider de partid, nu faci ce vrei tu, că tu ești George Simion și gata, de mâine, gata, nu mai intră ăla. Mâine o să ia și pe Șoșoac, cum o să simt? Ori a primit ordin, ori are o răfuială cu Francis Tobă, ori a primit ordin. Și eu cred că a primit ordin. Dacă te șantajează cineva, ieși și spune-o, ai curajul și spune-o, indiferent cu ce te are la mână. Pentru că, atenție, cei mai mari creștini, cei care au ajuns ființi, au făcut cele mai abominabile fapte. Apostolul Pavel a omorât creștini și acum îl sfințim. Creștinismul înseamnă să te mântuiești, să te pocăiești. Dacă tot te duci la biserică în fiecare duminică, fii creștin adevărat și dă exemplu de verticalitate și probitate și demnitate și onoare. Ce mai adevărat în tot treaba asta? Deci sistemul care îl apără pe Simion, mi-e milă, sincer, dar vă dați seama și dumneavoastră de ridicolul situației și ce trebuie să comentăm.